Ce Domnul. Slăvit să fie Domnul, binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Amen. Praise the Lord. May the Lord be blessed, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Său bogat și minunat, care și în seara aceasta ne l-a trimis prin robii Săi, prin slujitorii Lui. Domnul să ne binecuvinteze și îi mulțumim Domnului pentru harul Său minunat și pentru învățăturile care ne-au fost date până aici. So I want to thank God for today, for the message that we received through His servants and everything that he has done for us up to this point. Mulțumim Domnului și pentru cântările de laudă care au fost aduse la adresa Domnului și prin ele am primit învățături, sfătuire și Domnul Iisus Hristos să-i binecuvânteze pe toți cei care au lăudat numele Domnului prin cântare. Yes, and we want to thank God for the songs, the brothers and sisters that sang and through the messages that we receive from the Lord through them. Alătura de cuvântul care s-a citit de către fratele Ghiță Vaipan din Eclesiastul la capitolul 12, vreau să citesc din Evanghelia după Luca de la capitolul 12, începând cu versetul 13 până la versetul 21. So, as Pastor Ghiță Vaipan started the message today from Ecclesiastes chapter 12, and in that direction, Brother Vasily wants to read from Luke chapter 12, verses 13 and on. Luca, capitolul 12, versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omului i-a răspuns Iisus: Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda și asta: Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: Ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face: Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Până aici cuvântul Domnului. Amen. And also I'll read from Luke chapter 12, verses 13 to 21. It's about the parable of the rich fool, where he says, Then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Man, who made me a judge or arbitrator over you? And he said to them, Take heed and be aware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Then he spoke a parable to them, saying, The ground of a certain rich yielded plentiful. And he thought with himself, saying, What shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store up my crops and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasures for himself and is not rich towards God. Amen. Cu ajutorul Domnului vom reveni la câteva versete și din versetul 13 spune că unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratele meu să împarte cu mine moștenirea noastră. Trăim și noi timpul și vremea când oamenii se zbat cel mai mult pentru moștenire.
So we see even in verse 13, where he said, then one man from the crowd said to him, teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. And even this time, there are many people that are fighting with each other for possessions. Aici vorbește în pilda noastră despre doi frați. În capitolul 15, tot din Evanghelia după Luca, versetul 11 și 12 spune așa, pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere și mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Aici... So here he's talking about two brothers. But now we go and look in Luke chapter 15, verses 11 and 12, for he says, then he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, father, give me the portions of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. Aici, în pilda fiului risipitor, vedem că tatăl lui împărțit averea, au avut timp să le împartă averea. În pilda noastră de aici din Luca de la 12, credem că tatăl nu le-a mai împărțit averea și a lăsat moștenirea așa fără să o împartă. Și apoi copiii care au rămas în urmă, aceștia doi frați, s-au gândit ei să împartă averea. So we see that in the last text that we read, that the father took care of his possession and he shared the inheritance to the sons. But in Luke 12, the father did not do these things. And the possession remained to just one of the brothers and the other one had nothing. Și probabil că ei au fi discutat între ei și au pus la cale cum să împărțească, dar vedem că nu au ajuns la o înțelegere și așa cum se întâmplă și în zilele noastre de astăzi, frați cu frați, cu surori, se duc la judecate ca să împarte moștenirea. So it's possible that the brothers try to solve the problems among themselves, but we see that the problem were not solved exactly as it happens even today. Many brothers and sisters, they go before judge to divide the possession, the possession that they receive from the parents. Unul din frații aceștia doi, văzând că Domnul Iisus Hristos făcea multe lucrări, probabil că au văzut el și s-au gândit că Domnul Iisus îi va face dreptate și lui și le va împărți moștenirea, au apelat la Domnul Iisus Hristos și au spus să-i împartă moștenirea, să-i facă dreptate așa, în moștenirea cu fratele său. So in this text we see that his brother was his problem was not solved, so that's why he came to Jesus as the master and asking him to help him to divide the possessions or the inheritance from the father. Și Domnul Iisus Hristos îi spune: omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? El se gândea la lucrurile de pe pământ, însă Domnul Iisus Hristos, venirea Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta, Tatăl nostru din cerul Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, dar nu pentru pământ, pentru împărțirea pământului, pentru bunurile acestea materiale, ci pentru ca omenirea să fie salvată din păcat și să aibă mântuire. Amen. So we see that Jesus answered, man, who made me a judge or arbitrator over you? So we see that everyone on earth, they think only of the earthly things, but God, our Heavenly Father sent Jesus Christ here on earth to die for us for eternal salvation, not for earthly possessions. Însuși Domnul Iisus Hristos a spus, dacă voiește cineva să mă urmeze, să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Deci să caute partea spirituală, să-și mântuiască sufletul. Nu, lucrurile astea de pe pământ astea să rămână pe planul 2. So even Jesus Christ himself, he spoke and he said, if somebody loves me, let him deny himself first and pick up his cross and follow me, not think of the earthly possessions. Versetul 15 spune, apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.
And then continue to see the advice that Jesus Christ gave them and saying in verse 15, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Trăim timpul și vremea când oamenii cel mai mult aleargă după bani, pentru că spunea într-o poezie, deși când banul îți dă de toate, deși iubire nu ți-ar da, cu banul îți faci averi și casă, cu banul îți faci haine și grad, și tot cu banul sparge casul atâtor traiul atâtor case Iuda azi. Deci cu banul se poate face și bine, dar cu banul se poate face și rău. Și aici Domnul Iisus Hristos ne învață să nu fim lacom de bani. So we see that these days many people, they are so covetous and they just after money. And with the money, yes, you can buy possession, you can buy houses, cars, things of the world, but you cannot buy love. So may the Lord help us to not go after the money, because the money many times destroyed family and destroyed many relationships. Apostolul Pavel vorbește în întâia sa epistolă la Timotei, la capitolul 6, începând cu versetul 7, citesc câteva versete. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în lat și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor rărilor și unii care au umblat după ea au rătășit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. So Apostle Paul spoke in 1 Timothy chapter 6, verses 7 through 10, and says, for we brought nothing into this world, and it is certain we cannot carry anything out. And having food and clothing, with this we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptations and snares, and into many foolish and harmful lusts, which draw men into destruction and perdition. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Așa cum vorbea Apostolul Pavel, și aici versetul nostru ne spune că și viața cu Iuvan nu stă în belșug la buției lui. Și el spunea, dacă avem ce mânca și ce ne îmbrăca, iese de ajuns. Dar noi ne uităm la cei de lângă noi de multe ori și privim și de multe ori murmurăm și noi cârtim și șovăim, zicem, uite ce are vecinul meu, uite ce are fratele meu și eu n-am ca el și nu suntem mulțumiți. Dar Domnul Iisus vorbește prin omul lui Dumnezeu, prin Pavel și spune, dacă avem și mâncașul și ne îmbărca, ne-i de ajuns și Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să înțelegem că celelalte lucruri El ne le dă pe deasupra. So we see that here Jesus spoke through Paul and said, having food and clothing, with this we shall be content. We see that on this earth, many look at the possession. Oh, this person is rich because possesses many things. And somehow we look like, wow, you know, I wish, I desire to have these things. But Jesus Christ, it teaches us that we need to be content if we have anything to eat and clothe with. That's more important than to follow his kingdom and righteousness. And the rest he will take care for us. Versetul 16. Și le-a spus pilda și asta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Este vorba aici despre, așa ca să traducem în zilele noastre de astăzi, despre un patron, un om care are mai o moșie mai mare și are venituri mai multe și știm noi că și în vremea aceasta fiecare caută ca să aibă cât mai mult, să strângă cât mai mult și aici Domnul Iisus Hristos ne dă pilda aceasta ca noi să învățăm de ea și Domnul să ne binecuvânteze, să înțelegem ceea ce ne spune mai departe. So, beginning from the text, Luke 12, when he speaks about the parable of the rich fool, where he says that this man, his ground,
yielded plentiful, so he thought, what to do? To destroy his barns and make better ones. So to translate it like into this day's world, maybe a boss, your boss that had many things and he's trying to get richer and richer. Și noi care stăm la țară știm că este câte un an mai bogat când Domnul dă ploaie, dă căldură, face pământ să rodească și avem rod mai mult și este câte un an când Domnul îngăduie să fie recoltă mai puțin. Și apoi noi așa facem și noi. Când avem recoltă mai multă, ne gândim unde să o punem, unde să o adunăm, dar cuvântul Domnului ne spune altceva. Și aici când stă de vorbă Domnul Iisus Hristos în casă la Simon, spune acolo că și ușenicii când au văzut că femeia și ea au venit și au turnat mirul pe capul Domnului Iisus Hristos, s-au gândit ei și au zis că și s-au făcut risipa asta, că mirul acesta s-ar fi putut vinde cu 300 de lei și banii să se dea sărașilor. So, we see that many people that live in a country and they have fields, you know, their ears when, you know, God gives rain and it's warm outside, then the crop produces or the land produces much crop. And that's what they think too, what to do when they have more, how to deposit and everything. But if we look at Jesus with the woman that broke the bottle of the perfume, expensive perfume or essential oil to anoint Jesus, and all in the house said, why is she doing this? This is a waste of money. Versetul 18 spune, iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Așa cum știm noi un patron de asta mare, care are el multe hectare cu pământ și strânge multe roade de pe pământ și îi vin, să spunem cum spunem noi în ziua de azi, îi vin mașinile cu greu, cu porumb, cu cartofi, cu orz și gloriile, triile, lanurile cu greu și omul ăsta când vede atâta de mult cât are, stă el și se gândește ce să facă el cu atâta, unde a să pui atâta recoltă. Yeah, so we see that in verse 18, this man, this rich, full man, when he saw that there's such a great crop, he said, I know what I'm going to do. I will pull down my barns and build greater ones that I'll be able to store all things. Exactly as it happened these days when there are like people, certain people that they have possession, they have land and they can gather lots of things, whether potatoes, hay, wheat, or rice, or whatever, and they think what to do when they receive so much. Și mă gândesc că l-a chemat pe administratorul lui sau pe ispravnicul lui, așa, și i-a și spus, fii atent pe săptămâna viitoare, vreau alte hambare să-mi faci altele mai mari, mai încăpătoare, magazii mai mari, ca să pot să-mi pun acolo toată recolta, toate rodurile mele. And I believe he spoke with his employees and he said, hey, you know, by next week I need to make new barns that I can deposit all the things that I received this year. Și apoi zice, versetul 19, și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Omul acesta, așa cum mulți oameni din ziua de astăzi, ei se gândesc numai la trupul acesta și nu se mai gândesc că au un suflet cu care trebuie să se prezinte înaintea lui Dumnezeu. Și se vorbea în seara aceasta că și Dumnezeu va face o judecată. Și de aceea oamenii ar trebui să, în ziua de astăzi, să se gândească că și mai important ca trupul acesta este sufletul care trebuie să-l dăm înapoi la Dumnezeu. So we see in verse 19, he said, I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry.
Same way in these days, many people just think about earthly possession, how to be merry, how to have fun, how to have party and drink and so on, without thinking that they have a soul. And there is a judgment day. One day, all of us, we need to give an account before the Maker, before God, for everything we have done here on earth, as we heard earlier in the previous messages. Și el se gândea că și sufletul lui se hrănește cu hrană de aceasta care o mâncăm noi, pâine de toate zilele, apă. Nu știa că și sufletul lui se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Și eu zis sufletul lui, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește, mănâncă, bea și veselește-te. So we see that this man thought, like many other people, that life is just whatever it is here on earth, to be happy, to have parties, and actually the soul would be able to be fed with these earthly things. But they, not knowing that the soul does not live off the earthly things. Din textul care s-o știi seara și asta, din Eclesiastul de acolo, spunea fratele Ghiță că și Dumnezeu trimite la om niște telegrame și îi vorbește și despre ochi și despre gură și despre dinți, despre picioare, despre mâini. Când încep să nu mai putem să le folosim, știm că tindem spre bătrânețe, spre moarte. Dar omul acesta, el nu s-a gândit la treaba aceasta, el s-a gândit că sufletul lui are strânsă multe bunătăți pentru mulți ani și Dumnezeu nu l-a mai lăsat pe el să mai îmbătrânească. În noaptea aceea i-a trimis telegrama de chemare acasă. So the first message that was through Pastor Gitza Vaipan when he spoke from Ecclesiastes chapter 12 about the death telegrams, that God gives some telegrams to us here on earth to know that our life is short here on earth, speaking about hands, when they start shaking, the teeth and eyes, and when they cannot see good anymore or cannot walk anymore and so on. But we see that this man in the text today was not able to grow old, did not have the chance to receive this type of telegrams to see that his life was short. He was healthy, everything was good, but God sent him that night the telegram that the soul will be taken away. Versetul 20 spune, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Așa cum se amintea și mai devreme, Psalmul 14 și Psalmul 53 spune, versetul 1, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și omul acesta, el nu se gândea la Dumnezeu, el se gândea la viața lui, că aici va trăi pe pământul acesta mulți ani, va avea tot ce trebuie și va duce o viață de uzur, așa cum știm noi și din pilda despre bogatul din capitolul 16, tot de aici din Evanghelia după Luca, dar Dumnezeu i-a spus că în noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul. Și ce e mai important în noi este sufletul. Și omul lui Dumnezeu spunea, carnea aceasta și trupul pot să se prăpădească, dar sufletul nostru, cu el ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Cum ne pregătim noi pentru ca să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu cu sufletul nostru? So we see in verse 20 it says, but God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then whose will these things be which you have provided? And as was spoken earlier from Psalm 14 or 53, where he says that the fool says in his heart that there is no God, same way this man and all the others, like the rich young man that was also rich and he spoke about possession, we see that they did not think of the soul, that the soul will need to give an account to God. It doesn't matter what would happen to this body, our flesh, practically. Sunt oameni care în lumea aceasta care nu se gândesc la Dumnezeu și avem exemplu și în cartea lui Daniel despre un om mare, despre un împărat, Belșațar, care într-o seară s-a gândit și el să apuce de petrecut, de băut, de mâncat cu toți prietenii lui
și omul se gândea la Dumnezeu. Dar, așa cum știm noi, deodată a apărut o mână pe perete care a scris acolo ceva și atunci, în noaptea aceea, chiar omul acesta a fost luat de pe pământ, i-a venit moartea, nu mai a avut timp să se pregătească. De aceea este bine să înțelegem în orice clipă din viața noastră să ne pregătim mai întâi pentru Dumnezeu și apoi ce vom mânca și ce vom îmbrăca, Domnul ne poartă de grijă. So it's also written in the book of Daniel about Belshazzar when he saw the vision that a handwriting on the wall, and then that night he needed to give up his soul, and then just the advice is for every one of us here while we're living on earth to think first of the kingdom of God, to prepare our soul where our soul will go rather of the possession here on earth. Because if we give first preference to God, we put God first in our lives, then He will care for our earthly things that we need each day. Și întrebarea a fost aici, și lucrurile care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Oamenii din ziua asta de azi strâng multe comori pe pământul acesta, multă avere, fac case mari, se întreg care mai de care, să facă și să strângă cât mai mult, să pun la întreceri, ca el să nu o mai aibă nimeni. Și nu știu pentru ce le pregătesc. Cuvântul Domnului ne vorbește prin Apostolul Petru la capitolul a doua epistolă la capitolul 3 și spune așa. Citesc versetul 7. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiți. Apostolul Petru vorbește așa și ne spune lucrurile acestea, ceea ce adunăm noi pe pământul acesta va veni o zi când pământul cu tot ce este pe el va arde. So the question is here, okay, for this night your soul will be required of you, then whose will these things be which you have provided? So many people, they gather riches, they gather many things, big houses and everything, not thinking about the soul. They think that to have many things here on earth, not thinking that they everything that is here on earth, it has to perish. As we have in Second Timothy, where it says in chapter 1, verse 7, where it says, for God has not... a doua Timotei, ai citit? Second Peter, chapter 3, verse 7, where it says, but the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. Versetul 21 spune, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. De aceea, haideți să primim cu toți îndemnul acesta și noi care suntem aici și cei care ne-au ascultat în seara aceasta, să ne strângem comori în cer, acolo sus, unde spune cuvântul Domnului că și hoță nu le fură, rugina nu le roade, molea nu le mănâncă. Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze pe toți, să înțelegem că și lucrurile pe care le adunăm pe pământul acesta sunt de folosim aici că trăim pe pământul acesta, dar mai întâi de toate să căutăm să ne strângem comori pentru sufletul nostru. Și cum putem să ne strângem comori? Acolo sus în cer este o bancă care, la care noi putem să depunem banii noștri de aici, de pe pământ. So now in the text that we read from Luke 12 and last verse, he says, so it is he who lays up treasures for himself and is not rich towards God. It's important that we try to become rich, to have treasures in heaven, not here on earth. And how can we do that? To give for the kingdom of God. Because wherever we gather or we work for the kingdom of God, then we will be rewarded. So glory to God for this. Și așa cum am amintit de acolo când femeia aceea
O venit și o turnat mirul pe capul Domnului Iisus Hristos și ucenicilor le-a părut rău că s-ar fi putut vinde mirul acesta cu niște bani și să se dea săracilor. Domnul Iisus le spune că și pe sărași îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând. De aceea și noi, astăzi, în vremea aceasta, cu ceea ce ne dă Dumnezeu, pentru că ceea ce ne dă Dumnezeu nu este iscusința noastră sau pentru că noi ne pricepem să cultivăm pământul bine și să avem roade multe. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu spune că El face să răsară soarele Său și peste cei buni și peste cei drepți și dă și ploaie și peste și face să răsară soarele Său peste cei buni și peste cei răi și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și la Dumnezeu, deci, nu se are în vedere fața omului. Domnul dă și lui nu-i pare rău de darul dat, dar Dumnezeu este cel care ne îndeamnă noi să ne strângem comori acolo sus în împărăția Lui. So may the Lord help us all to become rich for the kingdom of God with everything He has given us. If He has given us health to be able to work and everything that He has given us, it's not through our wisdom, it's through His grace. And we need to serve Him with our possessions, with our things, with our money to give for the kingdom of God. As you stated earlier, for when the woman that broke her vessel with expensive oil, all the people in the house said that was a waste of money, that money could have given to the poor. We see that Jesus Christ said that you always will have the poor with you, but what that woman did, it will be remain written in the Bible. That's why we know. So this is the way we can become rich in heaven, to share the things that God has given us with the poor. And may the Lord help us in this direction. Și vrem ca să încheiem cu versetul 13 din 12 Eclesiastul, care a fost citit. Spune așa, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Așa este datoria oricărui om. Și poate cineva s-ar întreba care sunt poruncile. Și au venit niște farisei odată la Domnul Iisus Hristos și ei au venit cu gândul să le spitească și l-au întrebat care este cea mai mare poruncă. Găsim scris în Evanghelia după Matei, capitolul 22, începând cu versetul 34, citesc aici. Când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc și unul din ei, un învățător al legii, ca să le spitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Așa este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. So now, conclusion, we're gonna read verse 14, verse 14 from Ecclesiastes chapter 12, where Pastor Gitza van Pan preached. What he said, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. So now, when we speak about God's commandments, let's go to Matthew chapter 22, verse 34 to 40, where he speaks about the greatest commandment. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Amen. 1 Ioan capitolul 2 versetul 16 spune așa: Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca lucrurile acestea din lume să ne folosim de ele, muncim pentru ele și Dumnezeu nu ne osândește dacă noi lucrăm și ne folosim pentru ca să ne întreținem familiile, viața de toate zilele, dar să nu iubim mai mult decât pe Dumnezeu, să nu le iubim așa cum a făcut omul acesta și se gândea că toate lucrurile și tot ce a strâns stătea lui
și de acum nu mai are grijă de nimic și Domnul Dumnezeu, chiar în noaptea aceea, îi lasă floare de viață. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și noi, să iubim mai întâi de toate, așa cum a spus aici cuvântul Domnului, să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru, din toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată puterea noastră, și apoi pe aproapele nostru, și Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să ne ajute la aceasta. Amin. Amin, amin. In conclusion, we will read from 1 John chapter 2, verse 15, where it says, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lusts of the flesh, the lusts of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. So in conclusion, let us all love God, love each other, because love abides forever. And may the Lord bless us to fulfill what we have learned today. Amen. Amin, amin. Dacă puteți să încheiați și cu o rugăciune și Domnul să vă binecuvânteze. And with the word, Brother Vasile would conclude the prayer in Romanian and may the Lord bless him. Amen. Binecuvântat să fie numele Tău, Creatorul Cerului și a Pământului, Doamne Dumnezeul întregului Univers, pentru că dragostea și bunătatea Ta, Doamne, este fără margine, și pentru că în fiecare zi ne trimiți hrană pentru sufletul nostru și pentru trupurile noastre, ca un tată care se îngrijește de copiii lui, de familia lui, așa te înduri Tu, Doamne, și ai milă de noi și îți mulțumim pentru aceasta. Venim să-ți mulțumim la sfârșitul acestui timp de slujire din seara aceasta, pentru frații noștri, pentru surorile noastre care au slujit, Doamne, prin cântare de laudă, prin poezie, vestitorii Evangheliei, prin cuvântul Evangheliei Tale, Doamne, Te rugăm să-i binecuvintezi pe ei, să le dai putere mai departe în slujire, în lucrare. Mă rog, binecuvintează pe fratele Ghiță Vaipan, Doamne, în lucrare de slujire care faci de vestire Evangheliei, lasă Duhul Sfânt să-L însoțească mai departe și oriunde va merge să vestească cuvântul Tău, Doamne, oamenii care ascultă, Doamne, să primească cuvântul în inimă, să se întoarcă din lumea lor, de la lucrurile lor, să renunță, Doamne, la lucrurile pământești care în care își pună nădejde și încredere și să primească cuvântul Tău în inimă, să se întoarcă, să slujească Ție și să facă voia Ta. Mă rog apoi pentru fratele Cornel Micla, să-L vinitezi pe El, Doamne, în slujire, în lucrare. Lasă Duhul Sfânt să-L însoțească, Doamne, și Tu să-L sprijinești acolo unde merge să vestească Evanghelia, Doamne, să fii de partea Lui, Doamne. Mă rog și pentru fratele Marian, Doamne, Tu să-L vinitezi pe El cu putere, Doamne, în slujire, în lucrare, Doamne, Duhul Sfânt să-L însoțească, Doamne, să binecuvânteze casa Lui, familia Lui, Doamne. Și acolo unde merge să vizează cuvântul, Doamne, să fii cu el, Doamne, să-l întărești, să-l sprijinești. Mă rog, acum voi pentru fratele Ilie, Doamne, Hozan, Doamne, binecuvintează și pe el în lucrare de slujire care o face, Doamne, pe grupurile acestei rugăciuni. Lasă Duhul Sfânt să-l însoțească, Doamne, în lucrare și Tu să-l sprijinești și Te rog să-i dai și sănătate, trupul și putere, Doamne, ca el să poată fi sănătos, Doamne, și să poată să Te mărturisească pe Tine. Apoi ne rugăm, Doamne, pentru fratele Păstor Raj, care în vremea aceasta, Doamne, vestește cuvântul Evangheliei Tale la oameni și ea, Doamne, la poporul, Doamne, din India, oameni și ea cu atâția Dumnezei străini, Doamne, cu atâtea chipuri, Doamne, și cu atâția idoli, Doamne, Dumnezeu mântuiește, rugăm, ai milă, Doamne, de țara aceasta și mai scoate oameni, Doamne, la pocăință din întunericul acestei lumi, Doamne, și Te rugăm frumos pe Tine, binecuvintează pe fratele Raj, Doamne, cu putere în slujire, în lucrare, Doamne, în călătoriile lui, Doamne, Te rugăm pe care le are de făcut, Doamne, să lași îngerii Tăi să-L ocrotească, să-L păzească de primejde, de accidente, de norășiri, Doamne, și ajută, Doamne, acolo unde merge să vestească cuvântul Tău, Doamne, Duhul Sfânt să-L însoțească, Doamne, și Tu să-L binecuvântezi cu putere. Mă rog pentru soția Lui, pentru copiii Lui, binecuvântează casa Lui, Doamne, și lasă-ta îndurare peste ei, Doamne. Apoi, mă rog și pentru sora Olta, Doamne, care în aceste clipe, Doamne, au avut atât de mult de lucru, Doamne, Tu să-L îmbraci cu putere mai departe, Doamne, în slujire, în lucrare care faci, să dai sănătate în trupul ei, Doamne, înțelepciune, pricepere, Doamne, în lucrarea aceasta de traducere, Tu să o binecuvintezi, Doamne, și apoi ne încredințăm și pe noi, și pe ceilalți frați și surori care au slujit în după masă aceasta, Doamne, binecuvintează fiecare în casa lui, în familia lui, Doamne, și ne încredințăm și pe noi mai departe și Te rugăm frumos pe Tine, așa cum a fost îndemnul din seara aceasta, Doamne, este timpul și vremea să ne gândim fiecare la noi, Doamne, căci venirea Ta este aproape și viața noastră se apropie, Doamne. Unii sunt mai în vârstă, Doamne, alții sunt mai tineri, Doamne.
Dar fiecare de noi să ne punem cuvântul tău la inimă, că nu știm când tu chemi acasă pe cineva, Doamne. Deci ajută-ne să ne pregătim și dă-ne putere, Doamne, ca viața noastră, Doamne, să nu ne punem încrederea în lucrurile acestea pământești, Doamne, în bogățiile acestea, Doamne, trecătoare, care vor fi și care vor rămâne pentru focul din ziua de judecată a omenirii. Și dă-ne putere să ne strângem o comoară acolo sus în cer la tine, Doamne, pentru că acolo, Doamne, tu vei răsplăti fiecăruia după cum a lucrat. Și ajută-ne pe noi, Doamne, așa cum ne îndemn, Doamne, prin cuvântul tău, orice facem, cu cuvântul sau cu fapta, să facem totul în numele tău, ca să putem primi răsplată și tu să ne binecuvântezi la aceasta. Îți mulțumim, ștergând să rămâi la despărțire, Doamne, să binecuvântezi toți frații și toate surorile, unde vor merge să laude numele tău, Doamne, să lași Duhul Sfânt să-i însoțească și pe noi, Doamne, în fiecare casă, în fiecare cămin, Doamne, să rămână pașa ta peste noi și dă-ne putere să te alegem pe tine, Doamne, ca mântuitor și ca salvator al vieții noastre. Și cei care ne-au ascultat și cei care, Doamne, doresc ca să te primească pe tine, Doamne, ajută-i să înțeleagă, Doamne, că sufletul are valoare înaintea ta. Trupul acesta îl folosim, Doamne, pentru că avem nevoie să muncim, să lucrăm, Doamne, și știm că noi suntem îndemnați prin cuvântul tău. Trupul nostru este templul Duhului tău și Sfânt. Ajută-ne să-l păstrăm în curăție, Doamne, în frică de tine, Doamne, și binecuvântarea ta să rămâne peste noi. Te slăvim, te lăudăm, Tatăl nostru, Doamne Iisuse și Duhurile Sfinte. Amin. Amin, amin.